La bună întâlnire, dragilor și dragilor! Astăzi m-am mișcat cu poveștile, vreau să răsfoiesc o poveste cu un erou de poveste, de toată isprava. Sunt în, Muzeul Sportului Românesc, etajul 2. E bine să veniți și mă gândesc la voi, elevi, nu doar când e săptămână altfel. Am avut, avem și vom avea campioni. E bine să veniți pe la muzeu, vă întâlniți. Astăzi, o poveste cu un vis. O carte mi-e greu să o țin în mână, e foarte grea. De vine este Nicolae Mărășescu. Istoria atletismului românesc. Și unde am explodat? Pe lângă săritura înălțime disc. Fond și semifond. Un erou după poveste. Undeva din nordul țării. Dolhești mari. Să-i spunem la bun venit în poveștile lui Pilu, doamnei Violeta Beclea. Sărut mâna. Vă spun doar Beclea, că așa era atunci. Bună ziua, Violeta Beclea Sechi. Bine ați venit în edificiu istoriei sportului românesc, un edificiu sacru, aș putea spune, aici. Corect. Unde este adunată și înmagazinată întreaga istorie a sportului românesc. Toată munca, toată trunda sportivilor. Tot ce a avut și are mai bun sportul românesc se va regăsi în această clădire, iar pe această cale îndemn ca toți iubitorii de sport și nu numai să treacă pragul acestei clădiri. Aș vrea copii în special. Cu siguranță vor intra în intimitatea marii performanțe. Da, asta e păcatul. Greșim că ne uităm valorile? Suntem ocupați prea mult cu altceva? Din păcate, cred că întreaga societate românească este construită pe viteză și nu numai societatea românească, ci și întreaga societate, întreaga activitate mondială, dacă vreți. Și iată, uităm și trecem peste lucruri majore care pot fi și pot declanșa până la urmă în rândul copiilor emoție și chiar pot determina ca acești copii să-și aleagă un stil de viață mai bun. Mi-a plăcut că ați spus de viteză și mergem undeva în Suceava frumoasă, în Dolhești mari, în copilărie. V-ați întâlnit cu handbalul și spuneați că erați atât de rapidă că o luați mingea și imediat erați la poartă. Am avut norocul, pentru că trebuie să recunoaștem, fiecare dintre marii performeri ai României au avut norocul și șansa să întâlnească oameni potriviți la momentul potrivit, care să te ghideze și să te direcționeze spre a-ți îndeplini sau a-ți identifica talentul până la urmă și la coadă. Am avut norocul să întâlnesc un profesor de sport, cum nu cred că mai găsim în zilele de astăzi, chiar dacă eram într-o comună, într-un sat, într-o școală generală, care își făcea cu foarte multă determinare și cu foarte multă responsabilitate meseria de profesor de educație fizică și sport, care la fiecare oră dădeam pe lângă diversele probe legate de aptitudini. El era acoperit. Jucam foarte mult handbal. Și poate pentru că era, se preta practic, aveam un teren de un teren și lângă școală și atunci băieții jucau fotbal, fetele handbal și noi jucam handbal. Eram rapidă, pot să spun, pentru că nu știam să joc handbal, nu știam că trebuie să și pasez. Eu știam că dacă pun mâna pe minge trebuie să fug cu ea și să ajung poartă. La poartă. Era perfect. Da. Am avut de asemenea norocul, să spun, de a-mi identifica, de a fi identificată de profesori de sport cu calități deosebite, care m-a încurajat și care chiar mi-a îndrumat pașii spre performanță, incluzându-mă în competițiile școlare, care nu erau puține la acel moment. Păi era complexul de forță a Partidului Comunist numit Dacia, da? Nu știu câți copii eram atunci. Mai ales decretul din 60. Nu știu dacă eram mai mulți ca acum, însă cu siguranță, eram mult mai bine direcționat și determinat spre a ne găsi inclinația și talentul. La dascălii, și nu numai de sport, la dascălii acelei vremi, credeți că era mai multă pasiune? Adică era pasiune în plus față de ce este astăzi pasiune tip viteză? Da, eu cred că era mult mai multă pasiune. Oamenii își alegeau meseria din pasiune pentru domeniul respectiv și nu din determinarea unei condiții sociale. Diridai. Da.
Deci Lida eu cred că fiecare își alegea meseria din pasiune și din dorința de a face ceva cu plăcere. Cum era atunci în Dolhești Mare? Cum era statul ăla? Bănuiesc că nu putem vorbi de asfalt. Nu putem vorbi de... Ba, aveam o șosea principală asfaltată, da. Oh. Aveam o șosea principală asfaltată, era un sat frumos, un sat cu... și este, un sat casa frumos. Unde aveți? La drumul țării, cum se spunea? Nu, eram mai departe de șoseaua principală, unde duminica oamenii ieșeau cu micul mare la plimbarea de duminică, la șoseaua principală. Pe corso. Frumos, am amintiri frumoase, pot să spun. Și sunt mândră că am plecat de acolo pentru că am o origine sănătoasă. Și poate și lucrul ăsta m-a ajutat să răzbesc în marea performanță, pentru că am avut determinarea necesară să-mi doresc mai mult de atât. Uneori când mă uit peste povești, să învăț greșelile mele de la povești, o întrebare, o repet, destul de bine. Parcă cei 7 ani de acasă de atunci erau mai stufoși, mai plini, mai cu răbdare. Și cei 7 ani de acasă se și vedeau, practic, în atitudinea adultului de atunci. Ceea ce nu poți să spui în ziua de astăzi. Din păcate, părinții din ziua de astăzi sunt atât de preocupați. Da, copiii de atunci suntem părinții de astăzi. Deci dacă ne jucăm puțin cu... Dacă ne jucăm puțin cu cuvintele, da, ajungem și ajungem. Noi și copiii aici. De atunci suntem părinții... Nu vreau să generalizez, însă sunt și cazuri particulare când părinții se ocupă îndeaproape de copiilor și petrec foarte mult timp cu copiilor și își doresc ca, virgulă, copiilor să aibă un drum, să-și aleagă un drum corect în viață. Însă, marea majoritate, din păcate, a părinților, din dorința de a le oferi părinților mai mult decât au avut ei, aleargă de a le construi un viitor mai bun, să treacă mai ușor prin viață, astfel încât să nu le fie la fel de greu ca lor, și uită, practic, de componenta principală a relației dintre părinte și copil, și anume prezența părintelui obligatoriu cât mai mult alături de copiilor. Asta e chiar la top. Acum cred că ați trecut de la atletism la scrimă și ați și impuns pe câțiva părinți ce să uită. Nu asta a fost intenția mea, ci pur și simplu este o remarcă și este eu corectă. Sunt părinte. Din punctul meu de vedere este corectă. Și poate că și eu la un moment dat mi-am neglijat copilul, însă sunt convinsă că nu atât de mult, astfel încât copilul meu să aibă carențe în educație. Perfect. Și... în cartea Istoria atletismului românesc, bănuiesc că ați avut o discuție cu Nicolae Mărășescu. Da, am și pentru o carte. Că sunt obligat să mă întorc și să văd și visul miraculos. Dragilor, problema cu visul e reală. Mai visați astăzi? Da, mai visez. Mai visez? Dar cum era visul atunci? Ce clasă erați? Pe a 10-a sau? Cred că în clasa 10-a. Eram, dacă vorbim de campionatul național de cross de la Alba Iulia. Corect. Și să știți că n-a fost prima competiție unde am visat. Mi s-au mai întâmplat situații de genul ăsta. Poate că și pentru că sunt un copil crescut cu educație creștină, cred în Dumnezeu. Vă întreb puțin, dacă nu mă înșel, la Dolhești Mari și mai este o comună, Jianu sau ceva de genul ăsta în Suceava, cele mai vechi biserici boierești din Moldova. Și sunt titor a unei biserici, a două biserici din zonă. Deci am crescut în familie cu credința în Dumnezeu. Nu exista seară să nu mă închin, să nu mă rog la Dumnezeu pentru a mă ajuta în proiectele mele. Făcea parte din educația primită de acasă până la urmă și poate și pentru lucrul ăsta Dumnezeu din când în când îmi mai trimitea semnale. Răsfoiți semnalul, ce l-ați primit? Deci eram la Alba Iulia la un campionat național de cross. Concuram atunci pentru Clubul Sportiv Școlar Suceava. Aveam o echipă de junioare și evident că se făcea și un clasament individual, așa spuneam noi. Locurile 1, 2, 3, după aia se adunau și se făcea clasamentul pe echipă în funcție de cum sosea fiecare rezultatul component al echipei.
În noaptea cu pricina, eu am visat mesele întinse cu medalii, medalii de aur, argint și bronz. Eu mă plimbam prin fața meselor respective, m-am dus la medalia de aur, m-am uitat, m-am întors, am luat-o pe cea de argint, mi-am... Reluăm, mi-am câți ani aveați, erați pe clasa... Cred că aveam în jur de 16-17 ani. Și a spus, ați văzut medalia de aur și ați luat-o pe cea de argint. De argint, da. Însă m-am întors după aia din nou la medalia de aur. A doua zi și am visat, deci culmea este că am visat inclusiv că eu am venit pe 2, că una din colege a venit pe 5 și una pe 9. Deci nu vă mint, lucrurile s-au adeverit. A doua zi chiar am spus colegelor mele și antrenorului meu că noi vom câștiga cu echipa, că eu voi veni pe locul 2. Și a fost chiar un lucru care toată lumea spune, de acum te punem să visezi înaintea fiecarei competiții. Deci astea toate au fost datorită visului, nu că a știut ce competitoare sunt? Nu. Deci visul. Fost, bine, cunoșteam și adversarele, pentru că era firesc să-mi cunosc și adversarele. Era prima condiție de la care plecam în momentul în care intram într-o competiție. Răsfoind această carte, atunci când am primit-o de la Ion Buliga, și mulțumesc, știind că vin la poveste cu domnia voastră, am citit de vis și m-am uitat la palmares. Am văzut medalia de aur, am renunțat la ea, am mers la cea de argint. Și acum o întreb pe Violeta Bechei-Sechei. E vis sau uneori blestem că n-ați luat medalia de aur la Olimpiadă? Nu. Mergând acolo la copilărie, la visul acela pe care l-ați avut. Nu, consider un blestem. Eu mă consider o norocoasă a vieții și cred în destinul fiecăruia pe care l-avem. Blestemul frumos, nici măcar nu l-aș lua plastic, nu l-aș pune în ecuație, tocmai din considerentul că cred că fiecare dintre noi avem un destin. Eu aș spune că soarta a fost cu mine norocoasă. Și vă spun de ce. Mă consider o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Am cunoscut și ce înseamnă gloria, Corect. Am cunoscut și ce înseamnă eșecul. Ați învățat din eșec? Am învățat din eșec. Am cunoscut și ce înseamnă să fii mamă, am cunoscut și ce înseamnă să fii soție iubită, să ai o familie extraordinară. Cel mai frumos dar pe care poate și lucrurile astea cred că au cântărit foarte mult. Consider că viața mea a fost atât de echilibrată și balanța vieții atât de bine stabilită încât rezultatele sportive au fost cumva încununate de rezultatele pe latura cealaltă. Am și sărit direct la medalia de argint de la Jocurile Olimpice din 2000, dar cum v-ați întâlnit cu... Credeți-mă că eu nu văd plăcere. Când punea dascălul de sport să alerg, eram gata, eram pe spate. După ce am înțeles... Cum v-ați întâlnit cu atletismul? Sub forma corectă. Nici eu nu mă vedeam, sincer. Și am povestit. Vă vedea studentă la drept? Nu mă vedeam o atletă de renume. La momentul anului 1980, când am venit din comuna mea natală la Suceava, la liceu. Fusesem în câteva competiții, pot să spun, cu școala, competiții interșcolare, și am fost identificată în competițiile respective de antrenori de la Suceava, Câmpul Moldovenesc, mă rog, care au început să vină cu propuneri. Hai, vino la Câmpul Lung ca să faci atletism. Hai la Suceava, la Clubul Sportiv Școlar, ca să faci atletism. Am ales Suceava pentru că acolo aveam și liceu, însă nu eram ferm convinsă, pentru că îmi doream altceva în viață pentru mine. Îmi doream să fac altceva și consideram că fără a învăța nu poți să ajungi unde vrei să ajungi. Yeah. Și mergeam de 2-3 ori pe săptămână la antrenamente, mă rog, mai mult nu mergeam, însă în momentul în care am fost introdusă în competiție și am început să gust din sentimentul victoriei... Asta v-a lipsit în momentul Da. După aia a fost o întorsătură de 180 de grade și am început să fiu mai responsabilă și chiar să-mi însușesc anumite linii trasate de antrenori, la modul că este obligatoriu să fii în fiecare zi la antrenament, fără să-mi neglijez și celelalte obligații, evident. Și așa
după un an de zile, cred că după vreo 6 luni de zile, eu am venit în 1980, în 79, de fapt, în toamna lui 79 la liceu, la clubul sportiv, iar în vara anului, în primăvara anului 1980, am avut, cum să spun eu, șansa vieții mele de a-l cunoaște pe maestru Ion Puică cu soția sa, Maricica Puică, care pentru mine a fost și rămâne un reper al carierei mele. Ei când m-au văzut, pentru că veneau la sora doamnei Puică în Suceava, care locuia foarte aproape de stadion, veniseră pe stadion pur și simplu ca mari iubitori de sport și în special de atletism, m-au văzut și din momentul respectiv... Văzut, bifat? Bifat și hai la lot. Gata. De aici, da. Și de aici a fost explozia. Da. Și din nou, ciudat, 800 de metri, v-a plăcut... Și vă cursa de 800 de metri, da. Succesele n-au venit așa tare la 800 de metri, pe cum au venit la mai greu, la 1500 de metri. Da, unde este spectacolul pentru Violeta Bechei Sechei să se apropie de alergare, să găsească pasiune, succes, siguranță și absolut tot? E adevărat că eu mă vedeam alergătoare de 800 de metri. Mie mi-a plăcut foarte mult cursa de 800 de metri. Însă, viteza! Da, însă domnul Puică mi-a spus, ok, ai viteză nativă, poți să faci 800, însă dacă vrei să ne vedem pe un podium olimpic, mondial sau european, tu trebuie neapărat să urci la 1500 de metri. Eu acolo te văd pe tine, fluturând steagul. Lucru care, mă rog, eu alergam în paralel... Pe Ion Puică, ce vă lipsește la 800 de metri să ridicați steagul? Nu, n-am discutat. Okay. Acolo mă vedea pe mine, cu toate calitățile mele adunate în comun, mă vedea o bună și foarte bună alergătoare de 1500 de metri. E adevărat că în perioada respectivă alergam și 400, alergam și 1500, alergam și cross, care însemna 3000-4000 de metri, ba chiar mai săream și la lungime, că aveam competiții cu clubul sportiv, mergeam la Cernăuți, erau competițiile alea bilaterale între... Mergeați peste hotare. Da, și pentru că trebuia să formăm o echipă și n-aveam săritoare la lungime, săream și lungime, adică găseam așa, cochetam cu mai multe, însă pentru mine 1500 a fost proba care m-a consacrat pe plan mondial. Câți 3 ani ați câștigat jackpot-ul? Nu, un an ați câștigat, finală de Grand Prix, finală de Grand Prix și câștigătoarea jackpot-ului în 2001. Da, și 3 ani la rând consecutiv am câștigat finala Grand Prix-ului, o competiție... destul de grea, aș putea spune, pentru că întotdeauna se consuma la final de sezon, când resursele fiecărui sportiv erau ajunse oarecum spre capăt și atunci, mă rog, era destul de greu să reziști și să te menții acolo sus. Da. O întrebare. De data asta o întrebare și nouă poveste. Olimpiada de la Rio în vară. În Moldova este un duh pentru fond și semifondul românesc? Plutește acolo? Că văd că e sărăcie acum pentru lotul Rio de fond și semifond. Ce are Moldova în plus? Acolo s-au născut campioanele, cu o singură excepție. Eu cred că nu numai semifondul e sărac la vremea respectivă, la ora aceasta, ci întreg sportul românesc este într-o pantă descendentă, din păcate. Și pot să afirm cu tărie că tot ce înseamnă sport românesc, marile valori au fost date din Moldova. Deci nu numai atletism, vorbim și de canotaj, unde... Ce este acolo? Eu cred că calitatea vieții de acolo, calitatea aerului. Gândiți-vă că Moldova a fost singura regiune neindustrializată a României. Nu știu dacă întâmplător sau nu, de acolo, pentru că să faci marea performanță trebuie să fii un om sănătos, din toate punctele de vedere. Probabil că și ăsta a fost o componentă a ecuației care a determinat marea performanță. Stau în fața televizorului,
mă uit, Jocurile Olimpice de la Sydney, cursa de 1500 de metri. Dumneavoastră, cred că antrenor era doamna Maricica Puică. Doamna Maricica Puică, da. Erați mămică atunci, nu? Da. Azi, perfect. Nu avem timp fiecare metru din cei 1500 de metri, dar filmul cursei dinainte. Aveți tabieturi, adică pisica neagră să nu treacă prin fața dumneavoastră. Treningul, da. Jos, nu știu cum. Am și chiar aveam, de fapt aveam. Aveam o superstiție, care de la superstiție? Care nu abdicam. Care? Sub nicio formă. Era dorința mea de a intra cu dreptul în stadion și indiferent de numărul pe care îl aveam în competiție, pentru că în general ne introducea în stadion în funcție de numărul pe care îl aveai la coarda startului, eu făceam în așa fel și ei ne așezau în numărul, adică în ordinea numerelor dobândite de la organizatori, și făceam în așa fel încât din coada plutonului eram prima și intram prima, adică făceam o lansată, trebuia să intru prima în stadion, era obligatoriu. Era o superstiție a mea care... V-a spus întrebarea dacă vreo rivală de-a dumneavoastră vă știa chestia? Nu, am avut... Am fost suficient de precaut astfel încât să nu divulg nimănui superstiția mea. După, nu mai contează. Cursa de 1500 de metri, înainte de start. A fost o cursă cu o mare încărcătură emoțională. Și o spun pentru că, premergător competiției de la Sydney, am avut un parcurs impecabil. Intrasem în concurs cu cea mai bună performanță. Am câștigat și serii și semifinalele competiției. Dacă nu mă știu, era și campioană europeană. Da, eram declarată cam de toată lumea. Haideți să fiți serios, erați favorita numărul 1 a cursei. Eram favorita numărul 1 a cursei. Însă a fost o cursă care n-a fost tocmai pe placul meu, chiar dacă eram foarte pregătită. Din punct pregătită. De vedere, nu mai țin minte. Din punct de vedere geografic, era, meteo, cum era? Era favorabil, nu aveați probleme. Mă rog, din punct de vedere meteo, toate concurentele practic se supuneau acelorași condiții. Deci nu puteam să spun că eu am fost mai defavorizată. Nu, poate mie nu place să alerg pe ploaie. Nu, n-a fost. A fost o vreme frumoasă, mă rog, umiditate mare, că ne aflam unde ne aflam, temperaturi ridicate, dar v-am spus, condițiile au fost aceleași pentru fiecare concurentă. Însă cursa a fost una lentă, aș spune, pentru prima parte. Ceea ce nu vă convine? Nu numai, însă, pentru că aveam și un finish foarte bun, însă în cursele lente există riscul de a fi închisă. Există riscul ca în momentul în care vrei să declanșezi sprintul final să nu mai poți datorită ciorchinelui comasat de concurente, pentru că e un ritm care permite multora dintre concurente să fie acolo în faza respectivă. Ghem? Da. Și nu poți să explodezi. Nu poți să ieși. Și am stat destul de bine plasată prima parte a cursei, însă la jumătatea cursei... Dar dumneavoastră v-ați dat seama imediat pe stat că e o cursă lentă. Da, și... da. V-ați dat seama? Da. Însă pe mine m-a avantajat și o cursă lentă și o cursă tare. Nu aveam... Pe mine avantajat și dacă aveam o cursă lentă, nu mi-era frică. Puteam să mă bat cu oricine pe ultimii 200 de metri. Dacă era o cursă tare, puteam să o țin în egală măsură. Am plecat, v-am spus, în a doua jumătate a cursei, exact de la 1000 de metri până la 1400, nu, de la 1200, cam așa, până la 1400 am fost blocată de poloneze, care erau două și nu știu ce mai aveam și în spate. Niciuna nu era iepure pentru celălalt. Nu, însă s-au ajutat oarecum, mă rog. Și n-am putut să ies decât pe ultima 100 de metri, oprindu-mă efectiv ca să treacă plutonul, eu să fac un pas în dreapta și apoi să-mi declanșez sprintul final. Asta a fost să fie, am pierdut la 5 sutimi de secundă. Da, algeriancă sau marocană? Algeriancă. Algeriancă. Un timp, o diferență care de regulă se produce în probele de sprint. Însă așa s-a scris istoria atunci. Algerianca campioană olimpică și o vicecampioană olimpică, deși organizatorilor le-a luat ceva timp să declare câștigătoare.
Pentru că s-a declarat la fotografie. La fotografie. Da. Dacă ar fi un regizor să facă un film a cursei, eu aș propune ca fiica dumneavoastră să joace în film, nu? Haideți să trecem puțin la familie. Ce face fiica dumneavoastră, actriță? Fiica mea studiază în Olanda. Da. N-a renunțat la hobby-ul ei de actriță. Nu? Nu. Dânsa studiază altceva, studiază management hotelier. Și-a propus, mă rog, ca anul viitor, când are practică, să facă la Londra, astfel încât să ia contactul și cu lumea asta. Despre domnul Sechei, ce face? Deci este, a făcut și el sport de performanță. Evident. Ne-am întâlnit într-un moment în care chiar fiecare din... soție când dumneavoastră alergați? A fost și el antrenorul meu. A fost ultimii doi ani, să spunem așa. Și cu el am reușit acea performanță de câștigare a jackpotului. Practică a făcut sport, m-a înțeles foarte tare. Și să știți că a fost omul care, în momentul în care ne-am cunoscut, deși el era component al lotului olimpic de judo, a renunțat în favoarea mea pentru că a realizat că șansele mele pentru a lua o medalie la Olimpiadă sunt mult mai mari decât ale lui. Cum vreți să încheiem povestea? Cu optimism, evident. Vă mulțumesc pentru poveste. Și eu vă mulțumesc. Dragilor, de aici din sala Muzeului Sportului Românesc, ce să vă spun? Ca întotdeauna, faceți sport! Haide, Violeta! Avem noua, avem argint! Sunt doar câțiva centimetri! Un locul 2 la Olimpiadă nu este chiar de aici de acolo. Dar sunt foarte supărată, nu puțin supărată, că am încă bătaie la 5 subtim de secundă.